Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Au trecut multe zile de când nu am mai fost în contact prin intermediul unei înregistrări sau al unui mesaj live, însă astăzi fac această filmare spontană ca să împărtășesc cu voi lecțiile pe care le-au adus ultimele zile în viața mea și care poate vor folosi ca împuternicire pentru cei care sunteți în căutarea unor răspunsuri sau chiar a norocului. Austria, țara în care locuim, a decis de câteva zile ca redeschiderea școlilor să se facă în condițiile în care copiii se autotestează pentru corona. Și acest test este considerat opțional, deci nu este obligatoriu să te testezi, dar așa cum era și la Partidul Comunist Român, nu erai obligat să fii membru de partid, dar dacă erai, aveai anumite beneficii. Și deci unul dintre beneficiile pe care le ai dacă te testezi este că poți participa la ore. Așadar, copiii care nu sunt de acord sau părinții ai căror copii nu sunt de acord cu această autotestare, deci copilul se testează singur, cu teste pe al căror prospect scrie foarte clar că atât folosirea lor cât și interpretarea rezultatului trebuie făcută de către personal de specialitate și nici profesorii, nici copiii, nici părinții nu sunt personal de specialitate. Deci atâta timp cât nu faci acest lucru, nu poți participa la ore, ci rămâi acasă. A rămâne acasă nu este același lucru cu învățatul de la distanță, pentru că în timpul lockdown-ului, când se învăța de la distanță, școala îți punea la dispoziție materiale cu care puteai studia de acasă. Deci acum învățatul de acasă se face pe cont propriu, așa cum recuperezi orice neprezentare la școală atunci când ești bolnav sau când s-a întâmplat ceva și ai lipsit una, două zile. Deci te descurci. Iată deci că asistăm la situația care a fost pusă mult timp pe seama teoriei conspirației, și anume că ceva care nu este obligatoriu devine indirect obligatoriu. Deci nu te testezi, nu poți participa la școală. Testele se fac o zi da, una nu la școală. De asemenea, și antrenamentele sportive s-au reluat în aceleași condiții. Înainte de orice antrenament, trebuie să te testezi. Mai mult decât atât, în Austria, începând cu această săptămână, în afară de magazinele alimentare unde intri cu mască, în toate celelalte magazine, inclusiv coafor, cosmetică, librărie, magazin de materiale de construcții, orice, nu poți intra decât cu test PCR numai vechi de 48 de ore. PCR negativ. În ciuda faptului că aceste măsuri au fost declarate neconstituționale de Curtea Înaltă de Justiție din Austria de 3 ori, în ciuda faptului că contravin cu legea epidemiologică, contravin cu multe alte legi care asigură drepturi egale tuturor la învățământ și la multe alte lucruri, observăm că locul justiției în stat l-a luat guvernul, ceea ce probabil se întâmplă deja, poate și în alte țări, sau urmează să se întâmple. Iar noi, în aceste condiții, avem două posibilități: să ne opunem situației sau să mergem cu curgerea situației. Când spun să mergem cu valul, să mergem cu curgerea evenimentelor, nu înseamnă să acceptăm ceea ce ei ne cer, ci să acceptăm că asta se întâmplă, să acceptăm ideea că asta se întâmplă. Pentru mine a fost foarte greu să accept că așa ceva se întâmplă, că așa ceva se întâmplă într-o școală liberă Waldorf, că așa ceva se întâmplă într-o democrație, că așa ceva se întâmplă în secolul 21. Deci, ca să putem face față unei astfel de situații care pare de neimaginat, trebuie să acceptăm nu situația și ceea ce ni se impune, ci să acceptăm că se întâmplă. Și dacă se întâmplă, înseamnă că a fost îngăduit
să se întâmple și că există categoric un motiv pentru care se întâmplă și o îngăduință divină supremă. Ceea ce se întâmplă, am mai spus și cu alte ocazii, nu este neapărat un lucru divin sau o creație a lui Dumnezeu, dar este îngăduită de El. Deci, primul lucru când ne izbește o astfel de situație, este să acceptăm că se întâmplă. În al doilea rând, în acest fel ne salvăm foarte multă energie de care avem nevoie ca să traversăm situația respectivă și să găsim soluții creative, înțelepte, cu care, cu ajutorul cărora să traversăm situația respectivă. Și, cel mai important poate, lucru pe care l-am învățat, le arătăm copiilor noștri cum să procedeze în situații similare în care se vor afla de-a lungul vieții. Oricât de mult ne străduim să le ținem predici copiilor noștri sau să le vorbim frumos, toată vorbăraia noastră nu face nimic pe lângă felul în care ne văd că trăim viața. Așa cum ne văd că trăim, așa vor trăi și ei. Așa cum ne văd că facem față problemelor, așa vor face și ei. Deci, fiți mult mai atenți la ce văd copiii voștri, la voi, decât la ce le spuneți copiilor voștri. Am trăit 18 ani pe vremea comunismului în România. M-am născut în comunism și mi-am făcut majoratul în comunism. În 1989 eram studentă, în anul întâi. Deci am avut ocazia să văd nu doar în copilăria mică, ci și în adolescența mea și în perioada de adult-tânăr, ce înseamnă comunismul și ce înseamnă să te comporți demn în comunism. Tatăl meu a refuzat dintotdeauna să fie membru de partid, la fel și părinții lui Călin. Pentru asta au existat niște consecințe pe care și le-au asumat odată cu refuzul lor. Însă ceea ce am văzut la tatăl meu atunci și felul în care a trecut peste frica de consecințele alegerii lui, mi-a dat în aceste zile puterea să îmi asum consecințele alegerilor mele și să le ofer copiilor mei un model demn. Mai mult decât atât, într-una dintre seriile zilelor trecute, care nu au fost deloc simple, pentru că a trebuit să ne reorganizăm cei câțiva părinți care nu am fost de acord cu aceste măsuri și care am decis să ținem copiii acasă, a trebuit să ne reorganizăm atât munca noastră de zi cu zi, sursa noastră de venit, profesia noastră, cât și viața noastră de zi cu zi, așa încât să putem să facem homeschooling cu copiii. Și am mai învățat ceva, că niciodată nu trebuie să spui că eu nu sunt făcut pentru asta, eu nu pot să fac asta. Toate lucrurile față de care noi ne simțim incapabili sau nedotați și pe care spunem că n-am fi în stare niciodată să le facem, Universul ne va crea condițiile ca să desființăm acest tipar de gândire. Am spus întotdeauna că favorizez școala liberă și că nu sunt pentru homeschooling pentru că nu mă simt potrivită pentru o astfel de activitate. Nu cred că am, pe lângă, nu vorbesc aici de cunoștințe, asta se pot, dar vorbesc de răbdare și de disponibilitatea de a renunța la lucrurile pe care îmi place să le fac, așa încât să-mi creez timp pentru homeschooling. Iată că viața m-a adus într-o astfel de situație, pentru că atunci când vine vorba de copiii mei,
orice este posibil, pot să fac orice. Și m-am reorganizat. Am închis, cel puțin temporar, nu știu până când, cât va dura situația, activitatea la cabinetul meu și voi fi online atât cât timpul îmi permite. Categoric mă voi strădui să păstrăm legătura, așa ca și până acum. Și ne-am organizat între noi și facem homeschooling cu copiii. Avem un program, exact ca la școală, adică o structură a zilei, mă refer, nu neapărat programa de la școală. Primim categoric și ceva materiale, sprijin din partea profesorilor și ne descurcăm. Copiii se mută de la o familie la alta în fiecare zi și facem cu ei, pe dimineață până după amiază, inclusiv after school, activitățile care, într-un mod care să le facă plăcere și care să le permită și posibilitatea de a interacționa. Nu suntem foarte mulți, din contră, suntem foarte puțini, 3 într-o clasă și 3 într-o clasă, eu am copii de 2 vârste, dar contează intenția noastră și energia cu care facem acest lucru și faptul că ne sprijinim reciproc. E important pentru oameni să știe că nu sunt singuri. Și singuri, dacă ar trebui să fim, ne descurcăm, suntem dotați. Și în una dintre seri vă spuneam că discutam cu Călin și am realizat că era un moment cumva de descurajare, dar nu atât datorită situației, datorită deciziei care a fost luată de guvernanți, ci m-a copleșit trădarea celor din jur, faptul, ușurința cu care au acceptat, faptul că au acceptat așa ceva, faptul că acești copii sunt testați cu un test nerelevant, în al doilea rând un test care nu are voie să fie făcut decât de personal de specialitate, al cărui rezultat nu înseamnă neapărat că ești un pericol sau că un diagnostic, și trec printr-o traumă realmente, cel puțin cele 15 minute cât așteaptă rezultatul testului. Dar spuneam că nu asta m-a tulburat, ci gradul de lașitate, pur și simplu, sau de confort cu care a fost acceptată această decizie. Lipsa de pic de revoltă. Și după ce mi-am plâns lacrimile care trebuiau plânse, am realizat că dacă oricare dintre noi care ascultați acum, deci toți cei care trăim acum aceste clipe, dacă a fost menit să trăim aceste clipe, dacă a fost menit să fim părinții unor copii ale căror trupuri micuțe sunt casa unor suflete gigantice și curajoase ca să trăiască în aceste vremuri, atunci este pentru un scop mare, măreț. Vom fi martorii unui lucru măreț, dar nu măreț, poate, în sensul material, lumesc, așa cum ne așteptăm noi, o mare revoluție, un mare fenomen natural, un ceva măreț. Nu, poate fi o trăire măreață. Se va întâmpla categoric ceva măreț și noi vom fi martorii acestui lucru măreț, repet, nu neapărat în forma lumească în care noi gândim sau ni-l imaginăm, ci poate fi sub forma unei trăiri, a unui simțământ, a unei experiențe de viață cu impact măreț, major, profund asupra conștiinței noastre.
Și pentru asta sunt onorată să trăiesc alături de toți cei pe care, chiar dacă nu-i văd, îi simt alături de mine. Îi simt ca o unime atunci când privesc un video, când citesc un articol, când citesc o scurtă postare de-a mea. Simt energia lor, indiferent că e pe o vibrație mai înaltă sau joasă. Simt și faptul că suntem împreună, chiar la acest nivel, înseamnă mult. Așadar, din încercările acestor zile, am învățat următoarele lucruri. Să nu spun niciodată că nu sunt făcută pentru ceva anume. Pentru că nu știu eu pentru ce am fost făcută. Trebuie să avem această smerenie. Să ne lăsăm mânați, modelați în direcțiile în care viața și Dumnezeu vrea. Facă-se voia ta nu este același lucru cu facă-se voia mea. Și dacă spunem, ne încăpățânăm să spunem asta, să știm că viața nu va înceta să ne aducă exact în situația în care trebuie să dăm dovadă de lucrurile cu care noi credem că nu suntem înzestrați. Al doilea lucru, ceea ce se întâmplă nu este de origine divină, dar este îngăduit divin. Și ca să găsesc soluții pentru a rezolva o provocare, e nevoie să accept. Să accept. A accepta nu înseamnă să fiu de acord cu ceea ce dorește să mi se impună sau cu ceea ce dorește să mi se facă mie, copiilor, oricui, ci să accept că acel lucru chiar se întâmplă. Să accept că face parte dintr-un mers al lucrurilor. Chiar dacă este împotriva firii, el face parte. Dacă face parte, a fost îngăduit și a accepta înseamnă a respecta ordinea divină. Și al treilea lucru este că pentru copiii noștri suntem în stare de lucruri pe care nu ne-am imaginat că am putea fi în stare. Și atunci când este vorba de copiii noștri, frica de ziua zilei de mâine, frica de ce punem pe masă, frica ce fac dacă nu mai mă duc la serviciu, ce fac dacă nu are ce să caute. Aceasta este adevărata mântuire. Ceea ce trăim acum. Acum dăm examen la credință, la tot ce am declarat, tot ce am declarat noi, că suntem credincioși, că iubim pe Dumnezeu, că avem încredere în planul Lui, tot. Acum suntem testați. Până acum am trâncănit, acum la fapte. Nu poți să faci prezența la niște ritualuri și să faci ritualuri și să crezi că asta înseamnă credință. Credință înseamnă să te prăbușești și totul în jurul tău să se prăbușească și tu să ai încredere că la capătul acestui abis în care cazi și în inima acestui haos din jurul tău se află două brațe iubitoare care vor face ca aterizarea ta să fie lină și pe un teren sigur și stabil.
sus să avem inimile.